întârzieri și praf de pușcă. Nașterea primului copil, nepot, strănepot, a reprezentat un adevărat carusel de emoții pentru părinții, unchii, mătușile, bunicii, nașii și moșii mei. După 2 săptămâni de întârziere și o dace papuc stricată din cauza zecilor de drumuri casă-spital pe ploi torențiale, a venit și momentul meu. Cum a așteptat micul prinț zile în șir ca floarea lui să se deschidă, așa m-au așteptat ai mei. Așadar, complicațiile au făcut ca întâlnirile de familie să fie și mai dese. Nu mi-amintesc să-i fi văzut eu pe toți la aceeași masă. Cred că le-au ajuns cele 3 săptămâni de întrevederi, 2 înainte, una după, de petrecere. Tata a lucrat 10 ani în Anglia, așa că vacanțele le petreceam acolo. Ziua mea se nimerea în vacanța de toamnă, iar străzile Londrei erau suprapopulate în fiecare 5 noiembrie, ca familia noastră numeroasă așteptându-mă. Tata s-a întors, dar abia acum am găsit de ce londonezii ies în fiecare an pe străzi. Complotul prafului de pușcă din 1605, stârnit de legalizarea tutunului și dreptul înființării unor plantații de tutun la începutul secolului al XVII-lea în regat. Mi l-aș imagina. Orașul englez se ascundea sub o pânză de fum și de pâclă. Spre miază noapte se vedeau ruinele gării și linia ferată ce închidea zarea ca un dig fără început și fără sfârșit. Thomas Wintour, cunoscutul chimist, se uita cu amărăciune la fața palidă din oglinda pe jumătate spartă. Slăbise de când se alăturase planului lui Catesby, era greu de recunoscut acum. Își luă pălăria și paltonul lung, pătat de cel mai reactiv izotop al uraniului, împibat parcă în cherosenul motoarelor cu reacție și în cel mai scump tutun, și plecă spre ultima întâlnire fără a se uita în spate. După întrevederea scurtă și planul pus la punct, cei 13 complici s-au întors la casele lor. Următoarea zi avea să fie una lungă pentru toată lumea. La prima ora dimineții se porni o ploaie prasnică. 40 de butoaie cu praf de pușcă așteptau în pivniță, dar doar 12 oameni, cel de-al 13-lea întârzia. Trebuiau să înceapă, riscau să fie descoperiți. Ploaia se opri și o ceață deasă acoperi acum. Complotiștii urmau să arunce în aer Parlamentul Britanic și pe rege. Un chibrit stătea acum în calea planului lor. Un chibrit și un trădător. Al 13-lea i-a deconspirat. Dar era prea târziu. Butoaiele erau deja aranjate, cei 12 erau pe poziții. Nimeni și nimic nu-i mai putea împiedica. Focul a prins viață. Flăcările lui dansau feroce. O furtună de pocnete și țipete umpleau aerul, în timp ce flăcările mistuiau totul. Clădirea, lorzii, regele, complotiștii au fost purificați prin foc și ei. Adevărul e altul. Historia.ro spune: planul ar fi fost dus la capăt dacă cei implicați nu s-ar fi gândit să-și avertizeze câțiva prieteni catolici care urmau să ia parte la lucrările camerei. Unul dintre aceștia l-a informat pe rege, astfel că planul a fost dejucat și complotiștii, în frunte cu Guy Fawkes, au fost prinși și, ulterior, condamnați la moarte.